Cei doi au plecat din Bușteni cu un ATV și aveau intenția de a se caza la cabana Piatra Arsă, însă la un moment dat au rămas blocați în zăpadă. Jandarmii spun că misiunea a durat aproximativ 5 ore din cauza zonei greu accesibile, stratul de zăpadă în vârful Dichiu, unde cei doi turiști rămăseseră blocați, depășea în unele locuri și un metru. În ziua de 12 martie 2011, în jurul orei 17:20, jandarmii aflați în serviciu la postul de jandarmi Montan Padina au fost sesizați prin sistemul de urgență 112 despre faptul că două persoane cu un ATV se află blocate în zona Dichiu. Jandarmii motani s-au deplasat de urgență la locul indicat, au identificat și găsit cele două persoane. Acestea au fost ajutate, salvate și conduse în siguranță la serviciul salvamont Dâmbovița. În prezent sunt în afara oricărui pericol. Jandarmii montani le recomandă turiștilor care ajung în zona dâmbovițeană a munților Pucegi să nu se aventureze pe trasee care sunt închise și, în cazul în care întâmpină probleme, să apeleze la ajutorul lor. Cei doi turiști sunt în afara oricărui pericol, însă fără intervenția jandarmilor, aceștia riscau să sufere din cauza condițiilor meteo nefavorabile.